Astăzi vă discutăm despre cartea lui Stephen King, Mor la datorie sau End of Watch în engleză, dacă vreți titlul original, dacă nu vorbim despre această carte. Eu am cartea de la editura Nemira, are undeva la 434 de pagini și este în traducerea lui Ruxandra Thorne. Vor urma spoilere referitoare la primul roman și ceva un pic de la al doilea, nu prea multe din al doilea, dar din primul va trebui să dau, pentru că lucrurile din această carte continuă acțiunea exact de unde ne-a lăsat-o Mr. Mercedes. Da, Brady este în spital, este cumva o legumă, dar totuși nu. O să mă întreabă, e sau nu, e hotărășită omul, dar nu ne mai duce cu zahărerul. Bine, e o legumă din punct de vedere al trupului, deoarece nu se mai poate mișca la început, dar cumva minte funcționează și nu numai că îi funcționează, dar uite un medicament experimental posibil, pentru că nu e dat foarte clar. Se pare că deține anumite puteri pe care începe să și le dezvolte. Mai exact, puteri telechinezetice și începe să miște lucruri, să pornească apa la baie, să miște niște geluzele, dărâmă chiar și o fotografie, extraordinar să spuneți. Și se pare că King se pare că dorește ca în această parte a treia să merge pe terenul supranatural, să ia acest polițier care a fost Mr. Mercedes și continuarea cercului ăsta nu să fie, să le ducă pe domeniul supranatural. Sincer să fiu, e ok, mă așteptam cumva pentru că e China. Da, era ok și noarul care vine la dat cu polițierul respectiv, da, bun. Dar hai să vedem ce se întâmplă și cu Bill. Bill al nostru e bolnav, rău de tot. Cu toate că a slăbit, știm asta că din partea a doua, și se află probabil într-una din cele mai bune forme fizice ale sale din ultimii, nu știu, 10 ani, 15 ani. Totuși are o problemă. Se pare că are marele ce, cum spun americanii, Big C, cancerul. Oh, da, se pare că l-a ajuns și cancerul. Și respectivul cancer e un cancer acolo, un cancer mortal. Dar nicio problemă, mai are timp până se rezolvă cel puțin un caz. Anume cazul domnului Mercedes, ca zicem așa, care l-a dus dincolo. Și anume cazul sinucidelor, pentru că Brad are dorința de a împrăștia un val de sinucide pentru întreaga America. Bun, cam atât cu sinopsisul, nu vă zic mai mult pentru că e interesant să citiți. Cartea e foarte bună scrisă, cumva merge în continuarea seriei, se leagă foarte bine de prima parte, mai puțin de a doua, știți foarte bine ce părea eu despre a doua, dacă nu duceți-mă în clip și o să vedeți ce am crezut eu. Bun, se legă foarte bine de prima parte, o continuă și ne duce la o concluzie. O concluzie care pe mine, sincer, m-a mulțumit, pentru că chiar mi-a plăcut ce s-a întâmplat în finalul cărții. Bun, hai să vorbim de puncte pro, contra, cumva twist-ul acesta supranatural. Se potrivește, nu simt forțat. Din păcate nu există suspansul acela de poliție, cine a făcut-o, știm de la început cine, criminalul ca și Mr. Mercedes. Poate că ar fi fost, poate că nu știm să zice încă de la început ce, cu ce avem de-a face, cum acționează eroul negativ și cum eroul nostru pozitiv, Bill și echipa încearcă să-l prindă cu ajutorul idioților de polițiști, pentru că se pare că poliția, în acest caz, ca și în filmele de obicei, au câte o doză de stupizenie, așa, care lovește brusc și nu înțeleg lucrurile clare care se afișează în față. Bun, lăsăm asta la parte. Lucruri negative despre carte, ce pot să vă spun? Nu prea am lucruri negative de spus. M-a prins, mi-a plăcut, am citit-o frumos. Bine, sincer să fiu, n-am apucat să vă serial, voi viziona, bineînțeles, deocamdată încă nu l-am văzut. Despre serie. Seria e o serie bună, o recomand, mi-a plăcut să o citesc, mi-a plăcut să văd mâna lui King și alte tipuri de cărți, nu numai horror, știm oricum că el e un povestitor foarte bun și de câte ori și-a încercat una și în alte genuri, gen Alergătorul sau Fugarul, cum s-a mai tradus la noi, în Dolores Claymore, lucrurile au fost extraordinare, mie mi-au plăcut, de ce nu, și asta.
Apropo, nota pentru carte e 10 din 10 și nota pentru serie este de asemenea 10 din 10, chiar dacă a doua carte a fost un pic ieșită, nu știu dacă din serie, eu așa am văzut un pic ieșită din serie, totuși o carte bună, o carte care se citește repede, care te prinde. Mi-a plăcut să mă întâlnesc cu, reîntâlnesc cu eroii noștri, mi s-a părut că au evoluat. Chiar au evoluat absolut toți, pentru că ăsta e unul din lucrurile bune într-o serie, dacă autorul reușește să ducă personajele mai departe, următorul pas, să nu se oprească acolo, să vedem ce se întâmplă mai departe cu el. E un lucru interesant și King face chestia asta în această carte. Chiar cu fiecare personaj, dacă stau bine și mă gândesc, de la eroul nostru pozitiv Bill și negativ Brandy, până la eroi secundari, ca să zic așa, cu Holly, cu Jerome, fiecare merge mai departe, își descoperă noi, hai zic, puteri în cazul eroilor negativi, noi abilități în cazul celorlalți și de ce nu, uneori chiar își cearcă să-și încheie lucruri, să-și încheie socotele. Cumva, titlul încearcă să ne ducă către o concluzie, nu vă zic exact dacă ajunge sau nu, dar cumva stă deasupra noastră ca un fel de ghilotină, așa care ne amenință, mor la datorie, înseamnă logică, cineva va muri la datorie. Cum e greu de căzut că eroii negativi mor la datorie și atunci ajunge la eroii pozitivi, iar eroii pozitivi sunt puțini, bineînțeles, și ne duce gândul că unul dintre ei va muri la datorie. Da! Asta e titlul în română, știți foarte bine că în engleză, după cum am zis, este End of Watch, sfârșitul patrulei, sfârșitul rondului, dacă vreți să spuneți, cu aceleași conotații sumbre ca și acesta. Dacă se ajunge sau nu acolo, nu vă voi spune eu, va trebui să citiți cartea, pe care însă vă zic doar atât, o recomandă foarte bine, foarte compactă, te prinde și vrei să o citești foarte ușor, fără niciun fel de pretenție literară, dar destul de bună ca să nu te lase să uiți de ea. Bun, asta fiind zise, până data viitoare vă doresc o zi bună, la revedere și încă să rămâneți dornici de lectură!